Hei, ce mai faceți? Andreea a postat mai multe story-uri. În ultima perioadă, să știți că chiar i-am urmărit îndeaproape și pe ea și pe Marian. Sunt foarte indecisă și nu știu, nu pot să mă pronunț cu privire la situația lor, dar țin să înclin mai mult pe o ceartă între cei doi cu separare gen. Și încă și testează nervii unul altuia. Nu cred că s-au despărțit definitiv, pentru că Andreea încă este în Maramureș. Nu știu să vă spun mai multe. E clar că există ceva acolo între ei. Inițial am crezut că este genul acela de lucru pe care îl fac majoritatea artiștilor să-și promoveze ultima melodie. Vă las și noastră un video și mai vorbim după. Am avut un bărbat și l-am mâncat. Și de aia nu vreau să mai ai nimeni din ei. Cam așa sunt majoritatea story-urilor pe care le postează Andreea. Am mai fost unul într-o dimineață, pleca din Baia Mare cu avionul și avea o melodie pe fundal, te pup, papa. Deci majoritatea duc către o despărțire, ar vrea să arate ca și cum ei chiar s-au despărțit. Eu sper să nu fie așa, v-am spus, și să fie doar o strategie de marketing pentru a-și promova Marian ultima melodie. Dar faptul că ei sunt, Marian, spre exemplu, este foarte ok, zâmbește, merge la evenimente, cântă în continuare, e tot timpul cu sâmbetul pe buze, ia storurile ei, sunt storuri Caterinca, așa, adică cu muzică pe fundal, cât mai sexy îmbrăcată, cât mai sexy machiată, mă face să cred că totuși nu sunt despărțiți. Spuneți și voi ce părere aveți.